Păi, în primul rând, haideți să lămurim, nu aruncăm absolut nimic în aer. Alegerile de anul acesta urmează să aibă loc în conformitate cu legislația care este în vigoare în acest moment. Deci, acțiunea pe care noi am făcut-o pe baza mai multor petiții pe care le-am primit, în momentul în care Curtea Constituțională ar considera că avem dreptate, și eu sper așa să fie, lucrul acesta se va întâmpla și va avea efecte pentru viitor. Deci nu e vorba de alegerile de anul acesta, ele nu mai au cum să fie influențate nici de acțiunea noastră și nici Curtea Constituțională nu văd cum ar putea să dea termen. Deci vorbim despre o decizie care se va aplica în viitor, asta spuneți? Dacă va aprecia Curtea Constituțională că noi avem dreptate în solicitările pe care le-am făcut, în excepțiile pe care le-am ridicat, dacă va decide Curtea Constituțională că legea alegerilor, este vorba și de alegerea privind președintelui, dar și de cealaltă lege a alegerilor, sunt într-adevăr neconstituționale. Pentru că noi am sesizat acolo două aspecte, repet, pe baza unor petiții pe care le-am primit și ni s-a părut că petițiile erau întemeiate. Pe de o parte e vorba de numărul de semnături, de cele 200.000 de semnături care sunt solicitate și care în conformitate inclusiv cu recomandările Comisiei de la Veneția nu trebuie să depășească 1% din cei din lista electorală, ceea ce în cazul României categoric este depășit. Iar pe de altă parte, justificarea unor liste cu semnături este dată de ideea că în felul acesta se asigură reprezentativitatea unui candidat. Câtă vreme însă o persoană poate să semneze pentru toți candidații, în vreme ce votul nu este decât unul singur, în mod evident, de fapt, scopul nu mai este atins. Deci, cele două lucruri luate împreună considerăm noi că nu sunt în conformitate cu prevederile constituționale, pe de o parte. Iar pe de altă parte, am sesizat și în legătură cu prevederi din legile electorale care vorbesc de grupurile parlamentare, pentru că în Constituție se vorbește de partidele reprezentate în Parlament și se spune că aceste partide pot, deci este la aprecierea lor, să se constituie în grupuri parlamentare, ceea ce evident are niște consecințe organizatorice la nivelul Parlamentului, numai că la noi legea electorală leagă existența grupurilor parlamentare de consecințe în planul alegerilor. Ori aici considerăm că legea este neconformă Constituției. Vă mulțumesc pentru toate aceste clarificări. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, avocatul poporului a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea pentru alegerea președintelui României. Explicațiile acestei decizii le-ați ascultat. Avocatul poporului a fost în direct la jurnalul Orei.